Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pur și Simplu, o emisiune în care discutăm pur și simplu despre subiecte care sunt la ordinea zilei. Invitatul de astăzi este Romeo Dobocan, care este consilier județean din partea PMP și, pe de altă parte, director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere. Am zis bine? Ai zis bine, bună ziua, Tibi, bună ziua celor care ne privesc. Mă chitam pe ideea că totuși e cam lungă denumirea societății pe care o reprezint. Adi Deșeuri și toată lumea știe. Adi Deșeuri e... Okay, da. Eu am încercat să fiu totuși cât se poate de aplicat, cum ar veni. Cum nu numele face omul, nici denumirea nu schimbă. Dat fiind că totuși avem o situație destul de delicată în Baia Mare, în special, pe ideea cu deșeurile, cu gunoaiele, hai să spunem, cât se poate de deschis, cu deșeul menajer, așa mai departe. Bine, hai să le spunem deșeul menajer. Se scaldă într-o problemă a deșeurilor din 2 decembrie. A fost prima dată subiectul deșeurilor stradale, acum este cel al deșeurilor menajere. Ambele au un numitor comun, acela al datoriilor pe care primăria Baia Mare le are către operatorul de salubritate și stradal și menajer. Sigur, la noi în Baia Mare e aceeași entitate juridică. Da, lucrurile de aici pornesc și problemele de aici s-au născut. Practic, Drusal spune, primăria nu mi-a plătit conform contractului de nu știu câte luni și așa mai departe. Pe de altă parte, primăria spune, Drusal nu și-a făcut treaba cum s-ar fi cuvenit. Care este realitatea de fapt? Sau cum o putem... Eu vorbesc ca un băimărean oarecare care își duce deșeurile, mă rog, la Ghena. Drusalul reclamă o datorie pe care primăria Baia Mare o are. Adi Deșeuri nu este entitatea care stă și analizează dacă ceea ce spune Drusal este corect 100% sau este corect doar parțial. Este o chestiune pe care o rezolvă operatorul de salubrizare cu ATE-ul căruia i-a prestat un serviciu și care are obligația să plătească pentru prestarea acelui serviciu. Drusalul reclamă mai multe notificări făcute către primăria Baia Mare, notificări de care noi am aflat recent, unde o singură notificare știam undeva prin la începutul lui august. Consiliul județean. Nu, noi fiind Adi Deșeuri. Adi Deșeuri nu este entitate în subordinea Consiliului Județean. Adi Deșeuri este o entitate care este formată din toate cele 76 de UAT-uri. Doar că județul Marea Mureș în privința gestionării deșeurilor este împărțit în 4 zone. Zona 1 este Baia Mare cu alte 30 de UAT-uri aflate în zona aceasta, Codru, Chioar, mă rog, Baia Sprie din Coace și până la limită cu Cerneșul, Copalnicul Mănășturi fiind ultima din zona asta înspre Târgul Lăpuș. Și problemele au apărut doar la Baia Mare. Doar la Baia Mare. Pentru că, așa cum am spus, primăria Baia Mare nu și-a îndeplinit, după cum spune operatorul, obligațiile financiare. În august, atunci când noi avem o notificare de la Drusal, în acest sens, de atunci n-am mai primit niciun fel de notificare de la Drusal privind datoriile Băii Mari, Adi Deșeuri a pornit o procedură de mediere, ne-am întâlnit cu cei din primăria Baia Mare, pe de o parte, cu Drusalul, de cealaltă parte a mesei, s-au stabilit niște termeni în baza cărora primăria Baia Mare urma să-și stingă datoriile. Astăzi am aflat, un fel de reșalonare, cum ar veni? O reșalonare până la urmă. Dacă îți plătesc, până în termenul cu tare. Da, ieri ne-a surprins decizia Drusalului anunțată printr-un comunicat de presă, ceea ce nu este corect. Sigur, am reacționat imediat, pentru că din punctul nostru de vedere trebuia să avem, conform contractului, și noi, Adi Deșeuri, o notificare din partea societății Drusal că intenționează să sisteze serviciul de salubritate pentru UAT Baia Mare.
o notificare pe care trebuiau să ne-o trimită înainte cu 15 zile de a suspenda, de a pune în practică. Deci așa spune intenția. Reglementarea cum ar veni, da? Adică așa cu 15 spune, zile înainte, așa să... spune, mă rog, o literă reglementarea de, în sensul de contract. O literă de da. Contract. Corect. Adică e o reglementare, trebuie să se înțeleagă foarte bine și de către Dusal și de către primăria Baia Mare că termenii unui contract trebuie respectați. Indiferent câtă dreptate crezi tu că ai, dacă nu te încadrezi în limita contractului, în prevederile contractului, înseamnă că tu încalci și afectezi prin acțiunile tale o comunitate. Pentru că asta s-a întâmplat în aceste ultimele 36 de ore. Da? Locuitorii Băii Mari suferă în acest moment de pe urma faptului că Drusalul a decis, spunem noi, împotriva prevederilor contractuale, să suspende un contract fără să ne notifice. Era obligatoriu. Ei ne spun că au notificat Baia Mare. Titularii ai contractului, noi suntem delegatarul în acest contract, nu AT Baia Mare. UAT Baia Mare trebuia și el înștiința, pentru că până la urmă el plătește facturile, dar era obligatoriu să fie înștiințat și ADI Deșeuri. Și termenul curge de la data acelei înștiințări. Deci nu vorbim de motivele invocate de Drusal, care pot să fie în parte, repet, sau în totalitate adevărate, drepte. Din punctul meu de vedere și cred că orice om judecă la fel, nu poți să prestezi o activitate fără să fii plătit pentru acea activitate. Că ești angajat sau că ești un prestator de servicii. Da, e limpede. Pentru orice trebuie să fii plătit. Absolut. Adică, vorba aceea, nici asta muncă am fără transmis, pâine, nici pâine fără muncă. Asta am transmis și Drusalului. Și m-am bucurat că la nivelul primăriei Baia Mare văzut aceeași atitudine din partea unora, care înțeleg că un serviciu prestat trebuie plătit. Pentru că nu se răsfrânge doar asupra Băii Mari situația actuală. Cea mai mare parte a deșeului menajer de pe zona 1 se colectează de pe Baia Mare. 60% din toată cantitatea este de pe Baia Mare. Toată această cantitate se ducea la, și știm foarte bine, la Târgu Mureș. Da, cât timp se căra cu... tu ai mai mult de un an de zile întârzieri la plata facturilor, înseamnă că l-ai pus pe operatorul care ți-a prestat serviciul în imposibilitatea de a-și plăti alte prestații către terți. Da. Pe de altă parte, deci Drusal, hai să o luăm metodic ca să ne înțeleagă toată lumea. Drusal, pe de altă parte, repet, putea să spună, eu rup unilateral contractul fiindcă nu m-ai plătit, dar nu trebuia să te înștiințeze pe tine ADI Deșeuri? Nu. Trebuie să cum? Înțelegem foarte bine că acest contract este, întreb, este pe toată zona. Este pe zona 1, pe toate cele 31 de UAT-uri. Suspendarea serviciului se poate face pentru neplată doar în UAT-ul culpabil. Și nu atrage suspendarea întregului contract. Așa. Pe de altă parte, Drusalul, conform contractului, încheiat în 2019, deci acum 2 ani, da? Contract care a trecut prin prevederile contractuale, au fost discutate de către în AGA, ADI Deșeuri la acel moment. AGA este formată din primari, inclusiv din primarul municipiului Baia Mare. Acel contract a trecut prin toate consiliile locale, implicit și prin Consiliul Local Baia Mare. Nu poți reclama necunoașterea prevederilor sau că tu n-ai știut că trebuie să îți achiți obligațiile sau n-ai știut cât este tona la colectare sau cât este tona la depozitare sau la selectare sau mai știu eu pe ce procedură tehnologică ai probleme în a cunoaște, da, mă rog, tariful pe care ți-l prestează ție operatorul, pentru că acel tarif este în toate facturile. Mai mult decât atât, tu UAT, conform caietului de sarcini, încasezi taxa de la populație.
acea taxă specială de salubritate pe care o plătim noi în Baia Mare la nivelul de 7 lei, în alte UAT-uri, după cum a stabilit fiecare consiliu local. Taxa aceea trebuie să acopere integral costurile efectuate de către UAT cu serviciul de care beneficiază, în speță serviciul de salubritate. Deci, de aici pornim. Faptul că primăria a încasat o taxă de la populație, acea taxă trebuia să fie folosită, utilizată de către primărie exclusiv pentru plata facturilor pe anul în curs. Nu pentru alte facturi, nu pentru alte servicii. Plata facturilor către Drusal, cum am zis. Exclusiv da? Către exclusiv. Drusal pentru 2021, nu pentru 2020. În momentul în care tu încasezi mie o taxă pentru gunoi, da? Sigur că logic trebuie să meargă la cei care colectează da. Gunoiul. Așa mă gândesc, nu? E limpede. Asta este normativul în momentul, în momentul de față. Gestiunea bugetului este treaba primăriei Baia Mare. Ce ne interesează pe noi, Adi Deșeuri, este ca prin acțiune unui UAT să nu se aducă atingere funcționării serviciului de salubritate pe toată zona. Că porneam de la locul în care se depozitează deșeul menajer, acolo unde trebuie să plătească operatorul o sumă de bani și pentru transportul deșeului și pentru depozitare și taxa de mediu aferentă fiecărei tone, o taxă stabilită prin lege națională. În momentul în care operatorul nu încasează acești bani, el este în imposibilitatea de a depozita. Lipsa unui loc de depozitare atrage suspendarea serviciului pe toată zona 1. Adică prin faptul că Baia Mare reprezintă toate cele 31 de UAT-uri, da? Să lămurim, da. Toate cele 31 de UAT-uri. Deci Baia Mare, care are 60% din deșeu, sigur, are cea mai mare factură, mai ales că deșeul selectiv, colectarea selectivă pe Baia Mare este una foarte scăzută. Ei, operatorului astăzi i s-au blocat conturile, iar Iridexul refuză să mai primească deșeul la Târgu Mureș. Adică nu este o situație deloc plăcută. Iar cei care provoacă din motive pe care pe mine personal și pe mine director ADI nu mă interesează, trebuie să se gândească și la impactul asupra celorlalte UAT-uri care și-au plătit serviciul de salubritate. Pentru că cetățenii stau și în Recea, și în satul lung. E adevărat, cum ar veni sunt luați la pachet unii care pun și simplu, eu mi-am făcut treaba ca pe o scară de bloc, știi? Adică am plătit acolo, da. Dar vine vecinul care și Băimăreanu și-a plătit. Și Băimăreanu și-a plătit. Dar nu da? Se vede că și-a plătit. Dar Băimăreanul e plătitorul acțiunilor, e cel care suportă acțiunile executivului. Local, primăriei Baia Mare, doar că pe aceste acțiuni vor suferi mâine și cei din Ardusat, și cei din Ulmeni, și cei din Sein. La asta trebuie să ne gândim în momentul în care luăm o poziție, nu știu, corectă sau nu. Lucrurile astea trebuie discutate, trebuie mai puțină parte emoțională și mai puțină și mai multă rațională în momentul în care ai anumite decizii care au impact nu doar asupra comunității pe care tu o conduci, ci și asupra celorlalte comunități. Sună foarte frumos ce spui tu, dar crezi că se poate face treaba asta? Apropo de varianta emoțională și varianta, știi cum ar trebui, că unii... Tibi, pornim de la un jurământ pe care l-a depus fiecare ales, da, inclusiv eu, și primarul, că va face tot ce stă în putere pentru a servi cu bună credință și cu interes o comunitate. Deci nu spun că primăria Baia Mare a fost de rea credință. Ei își știu calculele pe care și le-au făcut. Eu știu doar întrebările pe care mi le-au adresat băimărenii. Și au spus, Adi Deșeu, dar noi am plătit la primăria Baia Mare o taxă.
Pe bună dreptate, oamenii au spus, avem, ok, eu am plătit taxa pe gunoaiele pricina, da? Neridicate, da? Că până ieri s-au ridicat, de ieri nu se mai ridică. Unde sunt banii noștri? Banii lor nu sunt la ADI deșeuri. Nici ai Băimărenilor, nici ai... Bun, și tu ai lămurit cumva... Celor din Recea? Oameni buni, stați puțin că nu sunt am făcut aici, da? De ieri, am făcut de ieri cu sprijinul președintelui ADI Maramureș și a Consiliului Județean Ionel Bogdan, tot ce a depins, am pus în aplicare tot ce ne permite statutul în acest moment să facem. Am chemat la discuții. Ieri de două discuții au fost cu primăria Baia Mare și cu Drusal la aceeași masă pentru deblocarea situației. Există o poziție de forță pe care o folosesc și unul și celălalt dintre cei care sunt în această dispută. De aceea am spus că poate e bine un pic mai mult echilibru când e vorba de oameni la mijloc. Când e vorba de cetățeni demersul, care n-au nicio vină. Demersul tău este cât se poate de ok. Da? Să fie a puțin echilibru. Practic, echilibru ar trebui să se referă întâi de toate, dacă nu există acest echilibru, atunci cine are de suferit? Omul care merge cu gunoiul și exact, acolo nu? Vede că... Omul care și-a plătit serviciul. Care și-a plătit, sigur, exact. Poate că exact. Nu toți am plătit serviciul de salubritate, dar în mare parte... Marea majoritate în mare parte... Băimăneni și-au plătit serviciul. Da. Și asta se întreabă pe bună dreptate de ce am ajuns în situația aceasta. Pentru că spațiul de depozitare exista, operator în contract exista, adică nu era niciun motiv obiectiv pentru care să avem tonele de gunoi. Astăzi, acum câteva minute, am primit din partea primăriei Baia Mare o notificare prin care, mă rog, e... mai degrabă înștiințare, nu notificare, înștiințare prin care ne aduc la cunoștință că au plătit o parte din datorii. 1.679.000 de lei pe care le-au plătit. Asta înseamnă cam ce pondere, așa că e de o parte, că... Bun, undeva la, nu știu, din ce reclamă Drusalu, din ce reclamă Drusalu, vreo 14% din ce ar... Dar e o dovadă că primăria Baia Mare a înțeles să fie exact așa cum discutam, să fie într-un echilibru, să își plătească prestațiile de care a beneficiat, absolut obligatoriu, repet, în acest într-un contract comercial. Și acum așteptăm. I-am și notificat pe cei de la Drusal cu privire la această plată făcută de către primăria Baia Mare și le-am spus foarte clar că au obligația să înceapă prestarea serviciului. Nu mai putem accepta încă o zi în care ei să nu fie pe teren, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, cu plată sau fără plată a primăriei Baia Mare, Drusalul a suspendat serviciul pe Baia Mare în afara obligațiilor contractuale. În momentul în care ne notifica... Dar nu există o variantă de genul ăsta, scuză-mă că te întrerup, o variantă de genul, ok, dacă nu sunt plătit, e un serviciu care nu este plătit de da. Nu știu câte luni. Dar să nu uităm că e un serviciu de interes public pentru care trebuie să existe continuitate. De asta te întreb. De aici, că, de aici pornim, de la ce spune legea. Asta. Adică... Așa. Eu, Drusal, indiferent câtă forță cred eu că am și indiferent ce mă caracterizează și las în liniile acestea să înțeleagă, să pună fiecare ce termen vrea asocierii acesteia, da? Legate de Drusal. Nu pot să fac astfel de gesturi cât timp nu mă raportez la efecte și la prevederile contractuale. Repet, nu discutăm că nu au dreptate. Dar, indiferent câtă dreptate ai, nu calci în picioare un contract. Da? Adi Maramureș a făcut de-a lungul, pot să vorbesc pentru ultimele 7 luni de când sunt la Adi Deșeuri, tot ce a fost posibil prin statut,
să amiabilizăm acolo unde au existat anumite tensiuni, pentru că în proceduri de negociere legate de anumite restanțe, n-a fost doar primăria Baia Mare, ci în trecut au fost și alte UAT-uri. S-au adus lucrurile la o normalitate cât de cât acceptabilă. Sunt probleme în orice administrație cu banii. Și Drusalului se creează o problemă, așa cum am spus, o imposibilitate de a plăti la alți furnizori de servicii înspre ei. Și va suferi toată zona 1. Da? Adică eu sunt conștient, cum cred că toți care ne urmăresc sunt conștienți, că nimeni nu e Crucea Roșie. Seamănă într-un câtva ca un soi de joaca de șoarecele cu pisica. Adică, eu vorbesc din afară, da. Sigur că îmi permis să fac chestia asta, fiindcă nu sunt nici de la Drusal, nici de la primărie. Ești un cetățean, da? Care a văzut cum arată azi orașul. Care merge și își duce gunoiul și vede, dom'le, nu mai am unde să-l și pun. Plătește, da. Da, și plătesc. Da, sunt un bun platnic. Bun, văd chestia asta și spun, ok, eu am vreo vină în treaba asta? Nu. Nu. Tocmai de aceea am cerut ambelor părți mai multă socoteală. Și crezi că vor ajunge la... Așa cum simți tu, așa, văzându-i, mă rog, văzând ambele părți cum ar veni. Există o poziție de forță. Eu sper să... I-am rugat și aseară să nu o mai folosească. Că nu e în interesul nimănui. Nici a primăriei Baia Mare, nici a Adi Deșeuri, nici a Drusal. Și în primul rând nu este în interesul cetățeanului. Mi se pare o cursă între niște orgolii stupide. Adică, bine, stupide, impropriu spus. Sunt niște orgolii, eu n-am înțeles, adică, stai puțin, de ce? Eu n-am înțeles, Tibi, un lucru. A venit Drusalul cu această suspendare. Că invocă, că e o adresă trimisă în august de notificare. Instanța va decide dacă ei au procedat corect sau nu au procedat corect, pentru că noi vom merge mai departe pe linia aceasta. Da? Mi se pare că s-a încălcat un contract și atunci, sigur, suntem obligați să repunem în drept toate prevederile contractuale. Dar Drusalul avea calea instanței. Eu mă întreb și cred că foarte mult se întreabă de ce aștepți un an de zile să acționezi. Da, e o întrebare legitimă la urma urmei. Adică de ce aștepți atâta? Dacă ești o firmă privată, 2, 3, 5, dacă ești o firmă privată care are contract direct cu Drusalul, toată lumea știe, toți care avem societăți, da, știm. La 45 de zile, dacă n-ai plătit, imediat primești somație. Da. Da? Și după ce primești somația, okay. Salut. Adică, cele bune. Trebuie să-ți iei o siguranță și tu, Drusal, să nu ajungi aici. Pentru că, repet, că situația în care s-a ajuns poate avea consecințe foarte grave pentru toată zona 1. Și atunci și tu, operator, și noi, repet, ne-am dat tot interesul să discutăm cu primăria Baia Mare atunci când am fost solicitați, că nu putem fără solicitare, că nu avem de unde să știm, nici nu-i treaba noastră, deși am cerut, de exemplu, operatorului, acum 2 săptămâni. Am cerut datoriile fiecărui UAT din zona 1, sau cum stau cu plățile fiecare UAT și care sunt termenele de întârziere, ca să avem și noi o situație. Și voi, vorba ce, o au trecut situație, 2 săptămâni, nu ni s-a răspuns la această adresă. Noi am făcut-o inclusiv în interesul operatorilor. Avem, toată aplecarea. Ca să reușim să menținem o situație de echilibru. Și având în vedere că Drusal prestează și contractul de colectare, și contractul de CMID, cel de tratare, de transport și depozitare. Așa, spun înțeles omul, da, ca să știm foarte clar ce... Are cele două surse de venit și nu vrem să punem presiune pe el. Absolut deloc. Da? Nu poate lucra în pierdere un operator.
Da. Nici nu poate folosi. Păi tu vorbești despre un echilibru și mi se pare normal să vorbești despre un echilibru atâta vreme cât întâi de toate, că e vorba de primărie, că e vorba de drusal, că e nu știu ce, este vorba de omul ăla care, cetățeanul care plătește și vrea să-și ducă gunoiul la tomberon. Da. Și vede că e plin tomberonul. Și dacă era o notificare făcută către Adi Deșeuri, dacă ar fi pentru fost, cele 15 apropo, zile, da? Noi am fi pornit, exact cum am pornit ieri când am aflat. Ne-am dus la primăria Baia Mare, i-am chemat, m-am dus și eu acolo aseară, da? Primăria Baia Mare, da, la deci o discuție. Deci, practic, voi ați fi făcut, ca Adi exact, Deșeuri, făcut demersurile, da, care încercam să-i facem făcut, să înțeleagă, poate are și primăria Baia Mare dreptate în ceea ce reclamă, poate are, adică noi am ascultat de-a lungul timpului, sigur, s-au spus foarte multe lucruri în ultimele două săptămâni. Se aruncă pisica peste gard, păi de către cu lui și cu cine lui, poate, cum vine, poate. Eu înțeleg că nu e tot timpul comod să duci în spate o responsabilitate. Iar când ești om politic, sigur că încerci să scapi de niște lucruri. Dar trebuie să ți le asumi până la urmă. Și sunt oameni care doresc să-și asume lucrul ăsta și pot să-și asume lucrul acesta. De aici trebuie pornit. Să fii un soi de mediator, nu neapărat tu ca persoană, Adi Deșeuri va reuși până la urmă să fie un soi de mediator între primărie și drusal? Statutul votat de către toți primarii i-a dat organismului, da, asociației, rolul acesta. Una este rolul, Romeo, și alta este varianta, da, în care se va accepta acest rol. Pentru că dacă unii au orgolii, eu știu, primăria cutare sau, eu știu, operatorul cutare de gunoaie, dacă sunt orgolii foarte mari, se bat cap în cap, nu se ce, va tu, trece. Ce să fii mediator? Dacă, ce dacă, să faci pe regele Solomon, știi? Adică dacă, se să înțelege, dacă se înțelege că din toată disputa aceasta nu pierde operatorul, că operatorul nu pierde. Operatorul merge mâine în instanță și va câștiga procesul intentat împotriva celui care nu și-a plătit facturile. Nu l-a plătit, da. Va câștiga și sumele de bani restante plus penalități. Cine pierde? Comunitatea pierde. Pentru că acei bani nu sunt din buzunarul lui Dobocan, al lui sunt, Tibi. Nu, sunt din buzunarul, da, din taxele local și impozitele. Exact. Noi, primăria Baia Mare a mai pierdut pentru facturi neachitate un proces care a avut penalități, a fost purtător de penalități de vreo 3 milioane de lei. De 3 milioane de lei cred că se pot face alte lucruri. De 3 milioane de lei puteai să faci un cot al Săsarului, mai făceai două poduri și așa mai departe. Sigur, glumesc aici, glumesc amar. Pentru că, vorba ta, sunt niște bani pierduți aiurea, da, fie vorba între noi. Da, de asta lucrurile, dacă primăria reclamă niște lucruri și dacă are dreptate pe acele chestiuni, împreună cu noi, Adi Deșeuri, are tot concursul. Asta e, pe noi, primul lucru care ne interesează e să nu fie afectat cel care își plătește taxa. Pur și simplu cetățeanul, adică, bun, plătesc, da, asta că nu va suferi nici executivul primăriei Baia Mare, nici drusal, nici conducerea Adi Deșeuri, da? Da, cel mai suferim individual fiecare. Adică nu e plăcut să te plimbi prin oraș și să vezi munții de gunoaie. Eu m-am așteptat de la drusal și o spun după o analiză, ca drusalul să înțeleagă că decizia pe care a luat-o nu e în concordanță cu ceea ce a semnat acum 2 ani, să reia procedura dacă își menține decizia de a suspenda serviciul și să aștepte cele 15 zile. Nimeni nu-i mai putea face nimic legal. De ce s-a grăbit acum? De ce nu a acționat în instanță primăria mai de mult și să continue prestarea serviciului și instanța i-ar fi dat probabil
câștig de cauză, mergem pe partea favorabilă lor. Da. Sau au semne de întrebare că pot să-și recupereze în instanță. Sper să ne răspunzi la emisiunea următoare apropo de aceste dileme pe care le ai și tu și le avem și noi cu toți. Eu sper să ne răspundă Drusalu mâine când îl vedem. Bun, asta este una. Pe de altă parte, colectează... sper să discutăm la următoarea emisiune, să discutăm mai degajat apropo de această problemă a deșeurilor menajere. Să nu le spunem chiar gunoi. Gunoi sunt, dar asta este. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea Romeo. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, a Pur și Simplu. Data viitoare, tot pur și simplu, până atunci să fiți iubiți, să aveți parte de multă grijă și de sănătate. Cele bune!